Interesant, nu? Bun, hai să vedem cum facem asta în After Effects. Avem deja importată filmarea de mai devreme, cu mine tastând, și o poză, este un print screen, dacă dăm dublu click, un print screen de pe telefon și mai exact de pe WhatsApp, cu bula de acolo. O să ne ajute să creăm și noi o bulă aici în interiorul programului. Hai să mergem înapoi în Composition, mergem în Project, click dreapta New Composition și scriem bulă 1. O să lăsăm rezoluția de 700x400, chiar dacă în compoziția principală asta de aici avem 1920x1080, pe asta o să o facem mai mică pentru a poziționa bula undeva pe aici prin dreapta, să nu mai stăm să scalăm în compoziția principală. Frame rate-ul este același cu filmarea de aici, 59,94, iar durata 20 de secunde este suficientă, îi dăm OK. Bun, mergem la shape-uri prestabilite aici, dăm click și ținem apăsat și alegem acest Rounded Rectangle Tool și desenăm un dreptunghi în compoziție. Și ca să-l centrăm, în primul rând trebuie să centrăm anchor point-ul în obiect, pentru asta putem apăsa Ctrl-Alt-Home și apoi, ca să centrăm obiectul în compoziție, putem apăsa Ctrl-Home. Observăm că avem un contur roșu, pentru a scăpa de el mergem pe Shape Layer 1, Rectangle 1 și aici scoatem acest stroke, acest ochișor de la stroke, da? Și o să scăpăm de el. Aducem poza în compoziție, ca să vedem exact cum arată acest shape, apăsăm V să o selectăm și să o mutăm, o ducem undeva în stânga, așa. Poate colțurile să fie mai puțin rotunde, nu așa curbate aici. Mergem pe Shape, mergem la Rectangle Contents, Rectangle 1 și Rectangle Path 1. Și alegem aici la Roundness, îi dăm o valoare de 17 și observăm că sunt mai puțin rotunde acum, arată bine. Mai avem shape-ul ăsta în formă de triunghi pe care trebuie să-l facem aici în dreapta. Hai să dezactivăm întâi poza, să nu o vedem. Mergem pe Shape, atenție, să avem selectat acest shape, mergem pe acest Pen Tool sau apăsăm G și desenăm, dacă dăm cu scroll în față putem zooma compoziția și dacă ținem apăsat putem să o mutăm. Și desenăm un shape în forma aia pe care am văzut-o mai devreme. Desenăm și noi 4 puncte. Așa. Perfect. Bun, hai să le aranjăm puțin. Le punem așa. Facem drept aici. Bun. Acum, dacă ținem apăsat, trebuie să fim selectați pe acest pen tool. Ținem apăsat Alt și mergem pe un punct și dăm click, observăm că din punct liniar se va transforma în punct bezier. Adică vor apărea aceste linii ajutătoare să curbăm shape-ul. Da? Și facem și pentru punctul de mai jos. Ținem apăsat click pe punct. Vrem ca latura de sus să fie dreaptă, să fie exact asta de aici. Pentru asta mergem pe punctul de sus, luăm linia din stânga acestui punct și ținem apăsat shift, o mutăm și se lipește de latură, ceea ce este foarte tare. Și observăm că acum latura shape-ului este dreaptă. Pe punctul ăsta de jos îl mai ridicăm puțin, apăsăm Enter. Dacă nu puteți să selectați punctul, dați click undeva în afara shape-ului și după aia mergeți pe punct. Așa, cred că este suficient. Poate tot shape-ul să fie mai în stânga, aș zice eu. Mergem pe... atenție, selectăm doar Shape 1, nu și Rectangle 1. Dar putem să dăm săgeată stânga și să-l mutăm mai în stânga, poate puțin mai sus. Cred că este suficient. Hai să dăm zoom out să vedem cum arată. Activăm acum poza să vedem ce mai trebuie să facem. Avem aceste semne, niște bife, da? Pentru a le face, pur și simplu mergem pe acest pen tool. Atenție să nu fim selectat pe niciun layer de aici, da? Dăm click undeva în timeline. Dăm zoom și desenăm, pur și simplu punem 3 puncte, odată aici. Așa. Și ca să facem și semnul ăsta separat de shape-ul ăsta, mergem undeva în afara shape-ului și, atenție, apăsăm control, click în afară și acum desenăm un alt shape. Practic o să fie două shape-uri în cadrul unui singur shape de aici din timeline. Da, este exact ce ne dorim. Însă nu vrem și partea asta roșie de aici, pentru asta putem să mergem la contents, la shape-ul de sus și să scoatem acest fill odată de la shape 1 și odată de la shape 2. Bun, hai să-l redenumim și să scriem bife sau cum vreți voi să-i spuneți. Jos îi spunem bulă ca să știm și noi exact ce facem. Mai trebuie să facem ora. Pur și simplu mergem la acest T de aici
Și scriem și noi 18, nu contează, putem să punem ce vrem noi, 45. Nu-l vedem pentru că este în spatele pozei. Hai să-l aducem în față. Este bine, eu folosesc fontul Open Sans, este gratuit, puteți să-l folosiți și voi. O să-i dăm o culoare, un gri mai deschis. Așa, sau un verzui de aici. Putem să luăm această pipetă și să alegem acest verzui. Bun. Îi dăm OK. Apăsăm V să-l selectăm și să-l mutăm. Asta de aici. Și îl punem cam tot aici. Este OK. Hai să debifăm poza să nu o vedem. Și să le mutăm pe astea două. Dacă ținem apăsat control, putem să le selectăm pe amândouă. Și să le mutăm pur și simplu, le punem undeva pe aici. Da. Și acum trebuie să punem textul principal. Mergem pe acest T. Numai că de data asta, înainte să apăsăm click, selectăm regiunea unde vrem să apară textul respectiv. Și să zicem că vrem doar în regiunea asta să apară text. Și scriem, hey, am făcut un nou tutorial. Vrei să-l vezi? Bine, nu vedem partea asta de jos. El s-a dus pe următorul rând pentru că regiunea este cam mică. Hai să lărgim puțin, observăm că apare aici. Și am terminat de creat formele. Hai să dăm click aici în timeline. Acum trebuie să colorăm toată treaba asta. Apăsăm V să selectăm instrumentul de selecție, cum ar veni. Și acum mergem pe fiecare. Mergem în primul rând la Effects and Presets. L-avem aici. Dacă nu l-aveți aici, puteți să apăsați Ctrl 5. Scriem Fill. Și aplicăm o dată pe text. Hai să vedem. Punem un text negru, așa cum este pe WhatsApp. Apoi aplicăm fill pe bife. Hai, dăm un turcoaz, exact ca în WhatsApp. Undeva pe aici. Poate puțin mai albastru. Așa. Textul este OK, este exact acolo. Știți că l-am colorat mai devreme. Bula să fie exact ca în poza asta. Ca să luăm culoarea din poză, putem să mergem pe această pensulă, apoi mergem pe această pipetă de la panoul Paint și dăm click aici pe culoare și o să-l avem aici în foreground. Dăm dublu click și copiem acest cod de culoare, Ctrl-C, dăm cancel deocamdată, scoatem poza, punem un fill pe... mergem din nou în Effects and Presets și luăm acest fill și îl punem pe bulă. Și dăm aici la Color, Ctrl-V. Ta-da! Bine că bifa asta este cam prea albastră. Poate să o facem mai turcoază exact acolo. Ceva de genul ăsta. Da, este mai bine acum. Și am făcut prima bulă. Mai este un lucru pe care trebuie să vă spun și este foarte important. Să zicem că bula este cam prea... dreptunghiul ăsta este cam mic. Pentru a lărgi sau a micșora acest dreptunghi, trebuie să facem următorul lucru. Mergem pe bulă. Deschidem proprietățile, mergem pe atenție, pe acest Rectangle 1, deschidem, și unde scrie Rectangle Path 1, dăm click dreapta Convert to Bezier Path. Și noi vom putea controla din punct de bezier acest dreptunghi. Și hai să-l facem puțin mai mare. Mergem pe Path și dăm click aici. Apoi mergem pe instrumentul de selecție și selectăm doar aceste puncte de jos. Și cu săgeată jos putem să-l facem puțin mai mare. Bun, este suficient. Hai să dăm textul puțin și bifele puțin mai jos. Le selectăm, le mutăm și pe ele. Cred că este suficient. Perfect. Acum hai să facem o bulă și pe partea stângă, adică cel care răspunde. Mergem în Project, mergem pe bulă 1 și dăm Ctrl-D să-l duplicăm. Dăm dublu click să intrăm în compoziție. Mergem la bulă, apăsăm S să deschidem scalarea. Debifăm acest link de scalare pe X și Y. Și luăm pe X și dăm o valoare de minus 100. Și o să avem imaginea flopuită sau rotită la 180 de grade. Pe WhatsApp bula este albă. Mergem la efect și dăm o culoare albă. Nu mai avem aceste bife. Le ștergem. Iar ora este puțin mai în dreapta. Mutăm. Putem să mutăm cu 10 pixeli dacă ținem apăsat Shift. Da? Ok. Și acum hai să vedem răspunsul. Super! Ai un link să-l văd și eu? Ok, dăm punct. Numai că de data asta avem un singur rând de text și va trebui să facem bula puțin mai mică.
Hai să mergem în compoziția principală. Acum dăm duplicate la bula 1, de data asta o să dăm o singură dată, dar voi dați în funcție de contextul vostru, și la bula 2 o dată, ca să avem 4 bule în total. Da? Luăm cele 4 bule și le punem în compoziție, le mutăm undeva mai în dreapta și acum le aranjăm așa cum vrem să arate la final. Luăm prima bulă, o ducem puțin mai sus. Ok, după ce le aranjăm așa cum vrem să arate la final, va trebui să le animăm. Dar mai întâi, hai să le dăm un dissolve, mergem în capătul lor, apăsăm T să deschidem opacitatea, dăm keyframe și o valoare de 0 la început, apoi mergem cu Shift Page Down ca să ne mutăm cu 10 frame-uri în față și dăm o valoare de 80% pe opacitate, să le avem puțin mai transparent, îmi place mie mai mult cum arată. Acum hai să creăm un nou null, click dreapta New, Null Object, vă spun imediat care este rolul lui, îl mutăm undeva sus la prima bulă, apoi selectăm bulele, luăm o spirală de la oricare dintre ele și tragem spre acest null. Și acum toate bulele vor fi afectate de poziția acestui null. Dacă dăm click pe null și îl mutăm, observăm că îl urmăresc. Și acum va trebui să animăm toată treaba asta. Și la fiecare diferă. Dacă ai un text mai lung care se citește mai greu, bula respectivă o să apară mai târziu. Pentru acest exemplu, noi o să le punem undeva la 2 secunde pe fiecare, ca să înțelegeți cum se face. Prima bulă vrem să apară la secunda 2, a doua bulă la 4, a treia la 6 și a patra la 8. Da, nu trebuie să fie exact. Da, deci o să avem prima bulă care o să apară la secunda 2, imediat răspunde după 2 secunde și așa mai departe. Vrem ca bula asta să apară în mijloc pe orizontal aici. Mergem la null, da, și îl ducem mai jos să fie mai în centru. Acum mergem în capătul din stânga celei de-a doua bule, undeva la secunda 4, apăsăm P la null la poziție, apăsăm keyframe, mergem cu shift page down să ne mutăm cu 10 frame-uri în față și îl mutăm puțin mai sus ca să fie acum centrate cele două bule. Da? Acum mergem la capătul celei de-a treia bule, keyframe pe poziție, shift page down, îl mutăm puțin mai sus. Perfect. La fel și pentru a patra și câte aveți voi. Keyframe pe poziție, 10 frame-uri în față și mutăm mai sus. Și acum hai să dăm un RAM preview, 0 din tasta numerică. Ok, după secunda 2 o să apară primul mesaj, am făcut un nou tutorial, vrei să-l vezi? Super, ai un link să-l văd și eu, aici trebuia un semn de întrebare, dar ați înțeles voi. Cam atât despre acest efect, sper să-ți placă, sper să te ajute în proiectele tale. Dacă ai o nelămurire sau o întrebare legată de acest proiect sau în general despre grafică video sau editare video, nu ezita să-mi scrii jos în comentarii și ne vedem data viitoare cu un alt tutorial. Până atunci, numai bine! Pa!